Bucurie mare în familia Larisei Udilă, fiul său, Milan a împlinit 2 ani. Ce mesaj înduioșător a postat influencerița, Larisa Udilă și soțul ei, Alexandru Ogică, sunt în culmea fericirii. Fiul lor, Milan, a împlinit 2 ani, iar influencerița a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, alături de câteva fotografii de familie. Ce mesaj a transmis Larisa Udilă pe rețelele de socializare? Larisa Udilă se poate considera o femeie împlinită la vârsta sa. La 25 de ani are o familie frumoasă alături de Alexandru Ogică și micuțul lor, Milan. Pe partea profesională, ea are numeroase contracte de imagine, fiind cunoscută pe rețelele de socializare 1. Astăzi, influencerița și-a sărbătorit fiul, micuțul a împlinit 2 ani. Cei doi au o și o petrecere, având un decor albastru și alb. Pe tortul băiețelului în formă de tort, au trecut numele unei companii aeriene fictive Milan Sairline. Larisa Udla a postat și un mesaj în dreptul fotografiilor spunând că nu există destul cuvinte pentru tot ceea ce simte și îi mulțumește lui Dumnezeu pentru familia sa în informare. Setările tale privind cucheurile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepti cucheurile social media pentru afișarea acestui tip de conținut modifică setările, ce spune Larisa Udilă despre un al doilea copil. Larisa Udilă este mămică de 2 ani și nu și-ar mai dori încă un copil. Aceasta a povestit pe rețelele de socializare că i-a întârziat menstruația câteva zile și recunoaște că nu și-ar fi dorit să fie însărcinată pentru a doua oară. Consideră că nu este pregătită, astfel că se dedică total băiețelului ei informare. Setările tale privind cucheurile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepti cucheurile social media pentru afișarea acestui tip de conținut, modifică setările.